Vremea va fi în continuare mult mai caldă decât ar fi normal în această perioadă, cu maxime la nivelul întregii țări cuprinse între 2 și 11 grade. Marți la Giurgiu vremea va fi în general închisă, iar valorile termice se vor situa peste mediile climatologice caracteristice acestei date în cea mai mare parte a țării. În sud, schimbarea de vreme este chiar mai accentuată, ploile acoperă arii extinse, izolat, cantitățile de apă pot trece de 20 de litri pe metru pătrat, iar vântul va bate dinspre est cu viteze ce la rafală trec de 20 de km pe oră. În cursul zilei de mâine, temperatura va crește până la o maximă de 8-9 grade Celsius. Marți la Bolintin, Mihăilești, Ghimpat se vor înregistra 8 grade Celsius, Hotarele, Izvoarele și Comana 9, iar la Giurgiu se vor înregistra 10 grade Celsius. Vântul va sufla cu o viteză de 20 de km pe oră din direcția est-nord-est, presiunea atmosferică va fi de 754 mm coloană de mercur, apele Dunării sunt în creștere cu 1-3 cm, cota probabilă fiind 288 cm, iar umiditatea va fi de 96%.